Care sunt principalele direcții sau principalele domenii pe care mediul privat ar putea găsi oportunități și la ce tipuri de companii în viitoarele fonduri 2014-2020 din informațiile existente în acest moment? Da, așa după cum am arătat în cadrul acestui seminar, există 11 obiective tematice unde vor fi orientate intervențiile cu bani europeni. Practic, mediul privat se va regăsi aproape în toate aceste zone, fie că vorbim de competitivitate, creșterea competitivității, fie că vorbim de cercetare, dezvoltare, inovare, fie că vorbim de tehnologiile pe zona comunicațiilor sau tehnologia informației, fie că vorbim de protecția mediului, fie că vorbim de schimbări climatice, energie, transport, deci practic pe toate zonele, bineînțeles educație, bineînțeles aspectele sociale, mediul privat se va putea regăsi practic în toate aceste obiective tematice. Ce categorii de companii sunt favorizate, să spunem, din noile abordări? Evident, întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile mari sunt pe undeva mai puțin favorizate comparativ cu actuala perioadă de programare 2007-2013, vor mai putea să aibă întreprinderile mari acces la fonduri europene, în special pe zona de cercetare, dezvoltare, inovare și pe zona de tehnologia informațiilor și comunicațiilor și pe eficiență energetică, dar în general, întreprinderile mici vor putea accesa practic toate zonele unde vor fi alocate fonduri europene. De ce este important în opinia dumneavoastră ca beneficiarii să se documenteze chiar de pe acum, deși nu există foarte multe detalii concrete legate de linii de finanțare, să se documenteze, să se pregătească pentru proiecte? Pentru că vor interveni niște schimbări importante în modul în care vor fi utilizate fondurile europene. Se va pune din ce în ce mai mult accentul pe calitatea cheltuirii fondurilor europene, pe valoarea adăugată, adusă de aceste proiecte și tocmai de aceea va fi o exigență în plus și cu cât proiectele vor fi pregătite mai din timp, cu atât vor avea o șansă mai mare de a putea fi finanțate în perioada de programare 2014-2020. Chiar dacă, să zicem, primele sesiuni de depunere de proiecte vor fi organizate undeva în a doua parte a anului 2014, așa cum estimez eu, cu toate acestea, perioada, prima parte a anului 2014 va trebui utilizată la maximum la nivelul beneficiarilor pentru pregătirea momentului depunerii de proiecte. Este esențial, diferența asta va fi făcută între cei care pornesc din timp și cei care nu o să pornească din timp. Tocmai de aceea sfatul nostru este să se utilizeze la maxim perioada care există până la momentul în care vor fi lansate primele call-uri, sesiuni de depunere de proiecte. Cum apreciați utilitatea informațiilor primite astăzi și ce perspectivă v-a oferit asupra posibilității de utilizare a fondurilor europene din momentul în care vor fi disponibile? În primul rând aș vrea să mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că am putut participa la acest simpozion. Ca mod de apreciere, nu pot să spun decât că sunt foarte încântat pentru că persoana care este în cea mai mare măsură în a da sfaturi și a ne explica modalitatea prin care putem accesa fondurile europene și a ne explica strategia pentru 2014-2020, domnul Leonard Orban a fost în mijlocul nostru, ne-a dat absolut toate detaliile și cred că pentru fiecare dintre noi acum totul este foarte clar. Nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată, aștept cu nerăbdare următorul simpozion și cred că pentru fiecare participant la această întâlnire lucrurile sunt mult mai bine sedimentate și acum fiecare știe pe ce drum sau pe ce traseu trebuie să meargă.
perioada trecută nu prea ne-am informat sau n-a fost suficientă informație sau, să zicem, n-a fost de actualitate pentru noi. Acum, având în vedere că s-au pierdut foarte multe fonduri în perioada anterioară, suntem interesați să ajutăm și clienții noștri industriali, fiind furnizori de gaze, iar utilitatea informației este de prioritate majoră pentru că trebuie să ne pregătim acel moment și trebuia să știm exact ce urmează, cum vor fi măcar niște indicatorii generali, dacă nu există toate detaliile în acest moment. Iar utilitatea este maximă pentru că vorbim cu prima sursă. L-am avut pe domnul Orban, care este omul care a fost acolo, știe cum se negociază, știe cum se creează aceste programe, știe ce trebuie să facem. Acum știm ce avem de făcut, în ce direcție trebuie să ne orientăm clienții și să-i pregătim pentru acest moment ca să-și poată folosi fondurile europene corect, să-și poată crește eficiența energetică, respectiv scădea consumurile, lucrurile având un anumit rezultat la final. Sper că nu vă opriți aici, sper să mai realizați astfel de seminare în momentul în care lucrurile sunt mai detaliate și mai clare și să ne întâlnim pe tematici mai înguste, mai concrete, fiecare deja ce are ce vrea, pentru că astăzi am fost o discuție largă pe toate domeniile, dar vrem și ceva mai clar, mai detaliat în momentul în care vor exista documentele și reglementările necesare. Am impresia că știu acum mult mai multe despre fonduri și nu atât despre fonduri în particular, cât despre mecanismul din spate. Deci, la nivelul Uniunii Europene, care e bugetul, cum e stabilit și care sunt direcțiile efectiv macro. După care, probabil o să ajung acasă și o să încep să caut, să-mi fac temele, să văd exact, la nivel micro, cum se traduc aceste direcții. Dar e foarte bine că le știu acum. Deci, n-aș fi știut care sunt strategiile europene și pe strategiile astea de unde derivă fondurile. Deci până acum aveam o imagine foarte confuză despre ce înseamnă fonduri europene și acum totuși știu structura din spate, ceea ce părerea mea e că ajută foarte mult, mai ales în momentul ăsta când din 2014 o să intre o structură nouă de fonduri pe altă strategie și pe alte sisteme decât a fost până acum. Deci toate informațiile care le aveam până acum sunt probabil, nu știu, ca utilitate limitată. Și acum urmează noi informații și asta e un punct bun de plecare.